Bun găsit! Trafic de droguri, trafic de arme și spălare de bani sunt infracțiunile pentru care Marius Lazar a pus pe jar autoritățile din Statele Unite ale Americii, care în 2020 au cerut autorităților de la București capturarea tânărului. La vremea respectivă, acesta ar fi încercat să plaseze pe piața din Statele Unite 400 de kilograme de cocaină, mai multe arme și mai mult decât atât ar fi fost suspect că ar fi încercat să-și ucidă doi rivali din Noua Zeelandă, unde de altfel avea mai mulți complici care la rândul lor îi ceruseră mai multe pistoale pentru piața neagră din Noua Zeelandă. La vremea respectivă, autoritățile române au făcut o urmărire ca în filme, iar bărbatul a fost prins în cele din urmă în județul Ilfov, a fost arestat. Surpriza însă a venit 6 luni mai târziu, când judecătorii de la Curtea de Apel București au decis punerea sa în libertate. Iar ulterior, în acest an, a scăpat chiar și de controlul judiciar, după ce a obținut de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului o adresă prin care autorităților române li s-a interzis să îl extrădeze în Statele Unite până la finalizarea anchetei. Între timp, FBI-ul și autoritățile judiciare din Statele Unite au finalizat ancheta în acest caz, în care este implicată organizația Angel Health, una dintre organizațiile mafiote din Statele Unite ale Americii, și au cerut extrădarea lui Marius Lazar, iar astăzi polițiștii au proces la capturarea lui, după ce pe 15 decembrie Curtea de Apel București a decis arestarea lui Marius Lazar în vederea extrădării.